Salutare, dragi jucători de Minecraft! Bine ați venit pe Minecraft România! Eu sunt Radu și, după cum v-am promis, multora dintre voi voi prezenta o scurtă serie de let's play, sau poate una mai lungă. Asta vom vedea. Aici avem primul episod pe care eu l-am comentat live, dar comentariul meu, din păcate, n-a fost înregistrat. Nu e prima oară când mi se întâmplă. Mă gândeam la un moment dat să renunț la el și să fac abia episodul al doilea, dar mulți m-ar fi întrebat, mă, ce ai făcut, ce s-a întâmplat, cum ai ajuns acolo, de ce ai făcut aia, ce ai făcut aia, așa că am decis să-l comentez. Ok, am început prin a aduna lemne. Întotdeauna. Eu nu sunt un fan al lemnelor. Ba chiar o să vedeți că a rămas în pană la un moment dat. Cât acum, dacă tot am prins ocazia să vă spun ce s-a întâmplat cu serverele. Aici am verificat dacă aveam setările la dificultate pe normal, deoarece nu-mi place să mă joc fără zombie și fără creeperi și fără prea și fără porți și zombie. Ok, am făcut roșii de mai mult lemn. Așa, cât despre servere, vreau să vă spun că ele nu au nimica, nu a depins de noi toată această încurcătură. Nu ne-au venit IP-urile deoarece firmele de net sunt foarte, se grăbesc, ca să spun așa, și firmele noastre de hosting au avut mari probleme din cauza asta, așa că acum ne-au venit IP-urile, dar trebuie să mai configurăm puțin serverele dedicate. În curând vor fi gata. Ba chiar cred că în momentul în care acest video va ajunge pe site, serverele vor fi pornite. Dacă nu, chiar din momentul în care va ajunge acest video pe site, să vă așteptați ca ele să fie pornite. Aici am început să-mi... Aici îmi căutam un loc de unde să încep să sap, deoarece eu, dacă nu încep să caut resurse încă din prima zi, adică fier, aur, diamant, restul, nu știu, deși nu îmi place restul, nu tot ce caut este fierul și diamantul, atât îmi trebuie ca să supraviețuiesc. Uitați, aici am început să sap. Într-o am construit practic prima locuință, mi-am dat seama că nu aveam o masă de lucru. Da, nu știu de ce mă uitam. Acum voi face o masă de lucru. Nu mai decideam unde să o pun, așa că am pus-o aici frumos la intrare. Și mi-am făcut bețe. Și unelte, deși am făcut decât un turnăcop, deoarece vreau să vă spun că restul sunt inutile la început. Sfatul meu ar fi, vă faceți un târnăcop, spargeți cu mâna puțin pământ, dați de piatră, luați câtă piatră vă trebuie. După vă faceți unelte din piatră sau pier, ca să-l citesc pe Tony. Ok, aici mergeam puțin viitorul adăpost. Am făcut, după cum am zis, uneltele. Deși am uitat să mi-am făcut și o sabie, deoarece mă așteptam să găsesc un subteran monștri și am și găsit. Normal că doar sunt monștri. Nu prea îmi place mie să comentez acum după ce s-au întâmplat toate, dar asta e, n-am de ales. În acest moment mi-am dat seama că n-aveam muzica pornită. Bine, aveam muzica, dar n-aveam sunetele, iar muzica văd că nu mai este aproape deloc prezentă. Și am început să sap.
acest moment mi-am dat seama că nu aveam torțe. Dar am continuat să sap. Acum am întors. A, nu m-am întors. Acum mă întorc și o să-mi fac torțe. Sau mă lărgesc pe aici. Am făcut asta ca să-mi amintesc că așa mi-am avut un moment de gândire în care mă întrebam, bă, cum se făceau torțele, cum se făcea cărbunele. Nu, antic aveam nevoie de un furnal. Am luat furnalul. Și acum... Am început să fac cărbune. Și m-am dus după mai mult lemn, deoarece practic rămăsesem în pană de lemn. Mi-am făcut cu ocazia asta și un topor. Sfatul meu ar fi următorul. Întotdeauna nu ascultați după ce zic alții, bla bla bla, când aveți voi la început. Mă, așa faceți, o faceți un târnăcop din wood, după care spargeți piatră și faceți totul din piatră. Deci nu folosiți lemnul deoarece este inutil. Ok, aici am adunat în continuare lemn. Am să sar peste această parte, oricum n-am adunat foarte mult, dar m-am plimbat puțin. M-am întors la adăpostul meu. Și am făcut și mai multă cărbune. Și din acest moment o să încep să sap în jos, în căutarea resurselor. Aveam ceva torțe. Ok, mi-am dat seama că nu aveam un spațiu simetric. Și în sfârșit se simțea muzica din Minecraft. Adică o puteam auzi. Am sărit peste anumite secvențe în care am început să sap. Am făcut o gaură mare în jos, am găsit fier. Mi-am făcut un târnăcop din fier. După care am început din nou să cobor. Deoarece auzisem niște apă în jurul meu, am presupus că o să fie niște peșteri. Dar înainte am mai recoltat niște cărbune. Deoarece a trebuit să sap prin scări și am mers înainte. Mă așteptam să găsesc o peșteră mare. Am auzit apă în dreapta, eram fericit pentru că am găsit o peșteră, dar din păcate era decât o baltă. Am acoperit sursa aceea de apă. Sub deasupra mea văzusem fier. Și mi-am făcut niște scări ca să mă duc să-l pot recolta mai bine. Dar nu mai puteam să urc, nu știu de ce. Am urcat sus și am început să-l recoltez. Destul de mult fier am găsit. Aici mi-a refăcut scările, adică mi-am făcut niște scări, dar am auzit în dreapta un zombie pe care l-ați putut auzi și voi. Am văzut fierul, l-am recoltat și după
M-am dus după zombie, normal. A verificat să văd dacă mi este fier, nu mai era. Am început să sap. Că era destul de... Nu știu ce să pam, speram că poate o să găsesc o peșteră. Am scăpat aici. Am găsit acea peșteră practic, dar spre surprinderea mea era tot o baltă. Și aici m-am întâlnit cu prietenul meu zombiu. Bine că mi-am făcut o sabie. Am fost inspirat să fac o sabie. După cum vedeți, în inventarul meu mi-au plâns și torțe deoarece mi-am făcut mai mult cărbune și le-am făcut. În acest moment am urcat din nou la scări și am luat tot spre dreapta. Uitați, acolo este lacul. Balta, inutilă. Și m-am dus tot înainte, am dat peste redstone, pe care normal că l-am recoltat deoarece nu am ce să fac cu redstone-ul. Și am continuat să sap. Ne-am dat seama că eram oricum la o destul de mare adâncime, dar mi-am dorit să ajung până la bedrock. Aici am mai găsit încă o cantitate măricică de cărbune și lapis lazuli. Chiar două blocuri de lapis lazuli. Știam sigur la ce adâncime mă aflu. Aici am găsit pietriș. Pietrișul eu nu-l suport, pur și simplu mi se pare inutil. Am verificat la ce adâncime ne aflăm. Am continuat să sap în jos până când am dat de bedrock. După momentul în care m-am întors, la nivelul unde am găsit cantitatea de cărbune și colorantul, și am început să sap în față, deoarece mă aflam la nivelul 13-14, un nivel unde eu vă recomand să săpați, să faceți tunele, pentru că la acel nivel găsiți diamant. Cei care au jucat cu mine pe server probabil știți peșterile mele. Mulți ați contribuit la construcția lor. Unii poate n-ați contribuit, vreți să le vedeți. Oricum, nu știu ce o să fac cu harta de la Survival, deoarece ați votat pe forum că doriți să schimbăm harta și noi practic o să ne supunem, o să schimbăm harta. Nu știu ce o să fac cu ea, probabil o să o folosesc la un nou server, oricum o să deschidem mai multe servere, deoarece Minecraft în România, fenomenul a crescut foarte mult și cu această ocazie vă rog să ne ajutați cu reclama practic, în acest moment mi se terminase târnăcopul. Vă rog să ne ajutați cu reclama, pentru că dorim să aducem foarte mulți jucători de Minecraft și toți jucătorii de Minecraft din România să știe de noi. În principiu cam toți știu de noi, dar putem să aducem și mai mulți jucători noi și să facem o comunitate și mai mare, deoarece Minecraft este un joc extraordinar care merită o comunitate mare. Suntem deja o comunitate formată, o comunitate de viitor și toți văd acest proiect un proiect de viitor, așa că hai să nu lăsăm să moară și împreună să îl facem din ce în ce mai mare.
Cam acesta a fost videoul meu. O să revin și cu al doilea episod în care sunt 100% sigur că voi găsi diamante alături de voi. Și în momentul în care am găsit diamante, totul o să se schimbe. Până atunci, eu am fost Radu, voi ați fost la Minecraft România, vă mulțumesc că v-ați uitat la videoul meu. În curând o să avem și emisiuni noi, eu vreau să fac niște tutoriale, dar mulți mi-au cerut să fac 1-2 let's play-uri ca să-i învăț să facă peșteri mai mult, că aceasta este stilul meu de joc. Așa că ne vedem în episodul 2, până atunci, la revedere!